Trebuie să spun, da, și o spun cu toată forța și tăria, pentru că în calitate de primar al municipiului Iași și în calitate de persoană care m-am implicat într-un mod activ în procesul de integrare a României în comunitatea europeană, am cunoscut toți pașii transformării orașului Iași și a întregii țări odată ce am devenit membri cu drepturi de pline în comunitate. Trebuie să spună da, pentru că doar comunitatea europeană poate asigura Progresul Republicii Moldova, succesul economic, creșterea stării de bine, a prosperității, a pensiilor, a salariilor, apariția unor investitori puternici care să asigure locuri de muncă, posibilitatea fiecărui moldovean de a-și găsi de lucru acasă, să nu mai plece din țară și, sigur, capacitatea de a avea mai multă siguranță pentru ziua de, de mâine. Eu am să mai spun de fiecare dată. Rusia n-a oferit niciodată siguranță poporului moldovean. De fiecare dată a fost prigonit, trimis în închisori, jefuit, trimis în Siberia sau în alte zone de pe Asia Mică, și în cele din urmă s-a folosit de această provincie românească doar pentru interese strategice sau de moment. Prin urmare, în acest moment, Republica Moldova și mai ales fiecare cetățean are posibilitatea să intre în Marea Familie Europeană acolo unde securitatea este garantată, acolo unde fiecare stat membru se gândește la binele vecinului său. Să știți că problema apei o aveam și noi înainte de a deveni stat membru. Problema deșeurilor, probleme mari în transportul public, în furnizarea de energie electrică sau gaze naturale, le-am avut, dar cu sumele pe care am reușit să le atragem de la comunitatea europeană și pentru municipiul Iași, în perioada 2019-2023 am cheltuit din banii europeni 1 miliard 700 de milioane de lei românești. Gândiți-vă că această sumă, doar pentru un oraș, se multiplică de multe ori pentru întreaga Românie. Fiecare din, din aceste programe mari au fost finanțate cu, cu sume europene. Uitați-vă cum arată transportul public din Iași. Dați cu 10 ani în urmă să vedeți ce era, dați cu 20 de ani în urmă să vedeți ce jale era calitatea străzilor, calitatea spațiilor publice, felul în care funcționează rețelele de apă și canalizare, modalitatea în care reușim să asigurăm servicii de termoficare și mai ales banii mulți care s-au băgat în sistemul de sănătate publică. Din fonduri europene, noi pe municipiu Iași am pornit cel mai mare spital din România. 680 de milioane de euro, cea mai mare sumă va fi atrasă din fonduri europene. Prin urmare, sunt proiecte concrete care se văd pe care fiecare cetățean din Republica Moldova care pătrunde în România poate să le regăsească, să întrebe, să vadă de unde au fost sursele de bani și, sigur, să se gândească că același lucru poate fi replicat în fiecare localitate din Republica Moldova. Moldova are un mare avantaj pe care ar trebui să-l plateze la, la maxim. Nu este singură în comunitatea europeană, are pe România. Sora e mai mare. Noi am fost singuri. Noi eram priviți cu foarte mult scepticism. Veneam dintr-un bloc comunist, n-am intrat odată cu Polonia, ne-au lăsat mai la coada listă împreună cu Bulgaria, dar am de demonstrat tuturor că România poate fi un partener de nădejde. Ceea ce s-a văzut și la alegerile locale din România, comparativ cu ce s-a întâmplat în alte state europene. Prin urmare, Moldova va avea, să spunem, protecția unui frate mai mare, care totdeauna când se va duce la masa negocierilor pe toate programele de finanțare europeană, se va gândi că trebuie să o sprijinim mai mult. De ce? Că trebuie să recupereze decalajul pe care în momentul de față îl are Republica Moldova față de România. Gândiți-vă că peste un milion jumătate de moldoveni astăzi au cetățenie românească, dar ei trebuie să trăiască acasă la ei. Nu ne bucură cu nimic faptul că s-au mutat în România sau în alte state europene. Cum nu ne bucură nici faptul că ne-au plecat datorită crizelor economice și mulți români de la noi de aici, din țară. Și sperăm că încet, încet, ceea ce se și vede, încep să se întoarcă acasă, pentru că regăsesc o țară frumoasă care s-a clădit pe banii europei și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, ceea ce poate fi un bun exemplu și pentru Republica Moldova.